Bun găsit, vă spun, la Observatorul Prahovean Live. Alături de mine astăzi Florentin Alungu, antreprenor, business manager Logis School Ploiești și fondator Speak Up School Ploiești. Bun găsit, Florentina! Bine te găsesc, Marius! Bine te regăsesc după o lungă perioadă în care nu ne-am mai văzut. Mă bucur că m-ai invitat. Mulțumesc tare mult pentru invitație. Este prima emisiune din noul sezon de la Observatorul Prahovean Live, așa cum vă promiteam și în știrea promo pe care am postat-o astăzi pe Observatorul Prahovean. Încercăm să aducem invitații valoroși care au cu adevărat ceva de spus, nu doar politicieni plictisitori care ne mint de ani de zile. Am invitat-o pe Florentina astăzi pentru că reprezintă nu neapărat o alternativă, ci o opțiune, o alternativă la educația tradițională, tocmai pentru că, iată, de două zile, este a treia zi din noul an școlar. Florentina, te-am invitat ca să ne prezinți ce ar putea face părinții pentru copiilor, indiferent că vorbim de, eu știu, copii de poate chiar de grădință sau de la primul din școala primară, pentru educația lor. O alternativă, repet, la sistemul ăsta învechit din punctul meu de vedere, tradițional, acela de a preda la tablă cu buretele și creta, așa cum se întâmplă din păcate în multe dintre școlile din Prahova. Ce ar putea face, repet, părinții pentru a-și pregăti copiii nu doar pentru meseriile viitorului, ci și pentru viață, pur și simplu. Așadar, cine e Florentina Lungu, cu ce se ocupă? Da. Mulțumesc pentru întrebare. Sunt Florentina și de 10 ani în zona aceasta de educație. Altfel de educație, să spun așa, o educație non-formală. Cumva încercăm să schimbăm paradigma în educație în vremurile acestea, așa cum suntem obișnuiți și clasicul, exact cum spui și tu, clasica educație cu creta în mână și cu tabla. Și încercăm de 10 ani încoace să aducem valoare copiilor din oraș și din județ prin alt fel de activități, activități non-formale, bazate pe multă, multă interactivitate, prin toate metodele posibile moderne, pe de o parte, și pe de altă parte cu o serie de activități și cursuri nișate pe diverse nevoi ale copiilor din vremurile actuale, adaptându-ne, bineînțeles, și contextului actual cu digitalizarea până în vârful degetelor și cu multă tehnologie, combinând practic această nevoie și cu alte nevoi de socializare și cele de învățare. Învățare prin joacă, învățare pe un fond de energie pozitivă, învățare pe care copiii nici măcar nu o realizează. Este o învățare naturală, o învățare de la sine, prin multe activități dinamice. Dacă ar fi să treci în revistă, pe scurt, activitățile pe care activitatea ta o gestionează, să spunem așa, care ar fi cele mai importante, să spunem? Cu siguranță te pot găsi foarte simplu pe net, ne pot spune chiar site-ul unde găsesc toate informațiile necesare, te rog. În primul rând, să încep cu începutul, precum știi, dar să spunem și telespectatorilor. Da, putem să spunem și chestia asta, pentru că vorbim de o televiziune online, da? Un proiect pe care noi l-am început acum mai bine de 3 ani și care, din fericire, prinde destul de mult, iar datele de audiență sunt elocvente din punctul ăsta de vedere. Așadar, mă bucur și te felicit pentru asta, te urmăresc și în spatele meu, să știi că e o echipă numeroasă și valoroasă chiar acum la cameră. Îi salut pe cei doi colegi care au grijă ca totul să fie ok. Da, știu ce înseamnă echipă din spate și trebuie să recunoaștem că prin intermediul lor și cu ajutorul lor facem ceea ce facem pentru publicul nostru și pentru copiii noștri, în cazul meu. Să încep cu începutul. Acest început a fost acum 10 ani, când am înființat un centru educațional. Pe vremea aceea, până acum o lună aproximativ, s-a numit Cursuri Copii Ploiești. Este un copil de suflet pe care l-am născut acum 10 ani și care anul acesta, la acest aniversar, după acești 10 ani de activitate intensă și
cu multe povești frumoase și cu multe activități deosebite. Anul acesta s-a rebranduit, a îmbrăcat o cămașă nouă și de anul acesta suntem Speak Up School. Suntem o școală de limbi străine și activități de dezvoltare personală. Așa am început și am continuat povestea cursului Copii Plești prin intermediul Speak Up School. Ce facem mai exact, aceasta fiind una dintre activitățile mele începută acum 10 ani? De următoarea vă spun imediat. Amândouă sunt de suflet și îmi sunt foarte dragi și o să le iau pe rând. Prin intermediul Speak Up School oferim cursuri de limbi străine și dezvoltare personală pentru copii, pentru copiii din Ploiești, cursuri de limbi străine începând de la engleză, pentru că într-adevăr aceasta este cea mai cerută, însă nu în ultimul rând și franceză, germană, italiană, rusă, da, sunt limbi care se cer în continuare și pentru care facem înscrieri chiar în această perioadă, avem lecții demonstrative pentru fiecare dintre ele. Cursuri de dezvoltare personală, dezvoltare emoțională, facem atelier de gătit cu copiii, îi învățăm despre alimentația sănătoasă, facem cu ei teatru, de exemplu îi învăț despre, chiar eu personal, îmi place foarte tare activitatea aceasta, îi învăț despre finanțele personale și bugetul personal, un curs de antreprenori, să zicem așa, de dezvoltare financiară și multe astfel de activități, toate reunite sub acest brand Speak Up School. O să rog pe colegul meu din emisie să ruleze imaginile pe care tu ni le-ai pus la dispoziție. Practic, copiii respectivi care sunt înscriși la astfel de cursuri, și mă refer aici la, inclusiv la cursurile de limbi străine, vin în funcție de nivelul de pregătire și de vârstă, bănuiesc, nu? Adică da. Se fac niște grupe, da. Astfel încât toată lumea să se simtă bine, să se simtă confortabil. Toată lumea să învețe pe nivelul, copilul să învețe pe nivelul lui de învățare, natural, de la sine. În primul rând, copiii când vin sunt evaluați pentru un curs de limbă engleză, sunt evaluați pe baza unor teste specifice de nivel, încadrați în grupe cu același nivel și învățarea se face așa pe fluxul acesta de grupe. Bineînțeles că sunt și alte tipuri de activități, gen poate să fie chiar și pregătire individuală, însă recomandăm activitatea în grup și cu multă dinamică. Florinina, față de, pentru că există, tu vii ca o alternativă la, inclusiv în zona de meditații clasice. De ce un părinte ar opta pentru cursurile pe care le administrezi tu și nu s-ar duce la un profesor tradițional care îl cheamă acasă de obicei la profesorul respectiv și timp de două ore fac lecții, mă rog, individual sau într-o grupă cu mai mulți, elevi din aceeași categorie, să spunem, de vârstă? Câteva diferențiatoare în acest sens, cele mai importante pe care eu le văd ar fi în primul rând mediul. Mediul non-formal în care copiii învață, adică niște săli foarte frumoase, cu foarte multe planuri și activități și elemente în acest sens, o săli speciale unde copiii sunt împreună și fac activități non-formale, adică învățăm chiar și engleză afară în parc, vorbind în limba engleză și cu activități în limba engleză afară. Pe de o parte. Pe de altă parte, sunt activități după manuale speciale, după manuale Cambridge, pentru că suntem și centru de pregătire pentru examenele Cambridge și îi pregătim pe copii și în acest sens. Iarăși este un element important. Nu spun că profesorii nu fac, nu știu, poate fac fiecare, însă mediul este diferit, este categoric. Și metodele. Mediul și metodele. Și metodele, pentru că sunt foarte multe metode non-formale. Nu știm ce este clasica tablă. Ba da, avem tablă interactivă pe care copiii lucrează în fiecare sală. Există o tablă interactivă pe care copiii lucrează interactiv, fiecare în parte, cu tehnologie. Ceea ce este cel mai mic cursant ce vârstă are?
3 ani și 8 luni are cel mai mic cursant, pentru că începem cu ei încă de la 3 ani și ceva 4 ani. Avem grupe pentru cei mici, acolo timpul de lucru este o oră, este mai mic, dar avem și copii mici, da? La fel, cu foarte multă interactivitate și într-o oră ei se joacă și sunt expuși la activități în limba engleză. Esențial pentru ei. Sunt burete la nivelul acesta de vârstă, este fabulos. Practic, faptul că voi folosiți metode de predare, să spunem, non-convenționale, prin gadgeturi, prin, eu știu, tablă interactivă, da, laptopuri, cât de mult îi apropie pe copii de cei care predau, fie că vorbim de limba engleză, fie că vorbim de alte cursuri. Un alt aspect este profesorul, trainerul care predă, sunt traineri foarte tineri, foarte apropiați de vârsta lor și se bucură împreună, își pun pe nume și în sensul acesta creează o relație foarte frumoasă, iar copiii învață mult mai ușor așa. Nu este domnul, doamna, este o relație mult mai apropiată și atunci fondul de energie pozitivă este esențial. Vârsta, să spunem, redusă a trainerului nu înseamnă că el nu este pregătit din punct de vedere profesional. Exact. Bănuiesc că pentru a-l angaja trece prin mai multe filtre, nu? Da, bineînțeles, o categorie întreagă de interviuri, 3-4, până ajunge la a deveni profesor. În primul rând sunt profesori, toți sunt profesori de limba engleză, franceză, okay, sau formatori. Pe de altă parte, sunt intervievați și interviu practic în care ei susțin o lecție demonstrativă în fața copiilor și în fața celor care urmează să se angajeze. Există și un coordonator al departamentului educațional care se ocupă în mod special de pregătirea trainerilor după ce intră și toți trainerii au multe traininguri, o dată la 2 săptămâni avem training pe diverse teme. Astfel încât profesorii să fie la curent, să spunem, exact, cu tot ce înseamnă noutatea în domeniul predării, exact, unei discipline. Și totul foarte bine ghidat și foarte bine documentat. Pe de altă parte avem materiale și documentație pentru fiecare nivel în parte. Adică avem copii de nivel YLE, Movers, Flyers sau de nivel mai avansat până la FC, CAE. Pentru fiecare nivel avem materiale și documente pentru speciale, începând de la materiale Cambridge, continuând cu alte activități și în afara manualelor de lucru. Bun. Vreau să aduc în discuție o altă școală, dacă pot să-i spun așa, pe care tu o gestionezi. Da. Vorbim aici de Logischool Ploiești. Urmai să povestesc. Da. Este la fel, un altfel de mod de a pentru copii de a face programare, de a face clasica informatică pe care, exact, o învață în timpul orelor de informatică de la școală. Spune-ne puțin despre, da, ce înseamnă Logischool la Ploiești. Urmai să vă povestesc că al doilea copil de suflet este Logischool. Acum 3 ani, împreună cu partenerul meu Ian Șerban, am înființat Logischool Ploiești. Avem deja 3 ani de când funcționăm, avem 3 ani de mulți copii care ne-au trecut pragul. La momentul acesta, Logischool este un sistem de franciză, o școală internațională, un sistem de franciză, o școală programare și robotică pentru copii. În România, la momentul acesta, sunt 50 de școli deja, cu o foarte mare extindere în România și a fost cea mai fabuloasă extindere în România față de Europa. La momentul acesta, după 3 ani de activitate, ne-am mărit și echipa de traineri și numărul copiilor foarte mult, ne-am dezvoltat extrem de mult. Sunt mulți copii care ne-au trecut pragul, atât pentru cursurile semestriale din timpul semestrului, cât și pentru activitățile de vacanță. Pe vacanțe avem tabere, taberele urbane din cadrul sediului, unde copiii au parte de activități atât în cadrul Logischool, o parte din zi, și cealaltă parte din zi cu colegii de la Speak Up, cursuri, activități în limba engleză sau activități afară, în parc, de vacanță. Cred că avem și câteva imagini, da, din taberele urbane, inclusiv filmulețele încărcate pe canalul oficial de YouTube. O să le vedem în curând. Unde anume vă pot găsi fizic? Pentru că în toată nebunia asta cu pandemia, da, și ne aducem aminte că
toată lumea a fost blocată la un moment dat. Trebuie însă să trecem și peste chestia această asta. Etapă, da. Da? Și știu că de curând v-ați extins, aveți acum două sedii, da. Da? Dacă ne poți spune despre lucrul acesta. Sigur. A venit așa ca o nevoie naturală de la sine de extindere, pentru că în ultima perioadă am constatat că sunt foarte mulți copii cu cerere din zona de nord a orașului și atunci am venit în întâmpinarea acestei nevoi și am mai deschis încă un sediu în zona de nord. Am deschis pentru Logiscul, am deschis de anul trecut o mică sală, dar a fost insuficient de... Dar ne-am dat seama că există această nevoie, clar, și acum... am făcut pasul prin a deschide încă un sediu cu trei entități, toate cele trei entități, adică Logischool, Speak Up și încă o școală internațională Altus, acolo undeva în zona de nord, cartier Albert, lângă MRS Residence, acolo ne găsiți pentru zona de nord. Acum suntem în amenajare și de săptămâna viitoare vom funcționa și în acest spațiu pentru copiii care sunt mai aproape. Vă așteptăm pentru lecțiile demonstrative chiar și acolo la nord. Avem sâmbătă un eveniment de inaugurare a sediului și îi așteptăm pe copii și pe părinți pentru lecții demonstrative gratuite și pentru a sărbători alături de noi sâmbătă, printr-un mic eveniment, lansarea acestui spațiu. Da, pe de o parte, iar pe de altă parte rămânem și în zona de vest a orașului, pentru că într-adevăr și zona de vest este foarte bine dezvoltată, foarte populată și sunt copii mulți care sunt. Vorbim de acea clădire din Parcul Municipal, da. Vest. Da, vorbim de acea clădire care rămâne în continuare și rămânem cu spațiu și acolo. Iarăși este un spațiu foarte frumos și potrivit, suntem în parc și avem foarte frumos amenajat. Practic, un părinte interesat, pentru că e foarte important și prima impresie a celui mică. Mie mi-ar plăcea ca, mă rog, fiul meu să devină un foarte bun vorbitor de limbă engleză, dar poate are o pronunție și o, nu știu, o înclinație către limba franceză. Și asta depinde doar de el, să-i placă. De fapt, despre asta vorbim. În calitate de părinte, spuneai tu că există posibilitatea ca părinții să-i aducă pe cei mici la o lecție demonstrativă gratuită. În urma acestei lecții, copilul poate decide, e ok, îmi place, exact, vreau să mai vin, nu? Da. Pe feedback-ul ăsta, nu? Da. Lucrați, să spunem așa, prima impresie contează foarte mult în raport, în relația asta, eu știu, trainer și copil, și nu? Copil. Cel mai important este copilul. Pentru noi, centrul atenției este copilul. Și pentru copil avem aceste lecții demonstrative, prin intermediul cărora copilul află dacă îi se potrivește, dacă este pentru el, atât în zona de Logischool pentru un proiect pe care îl creează încă de la prima întâlnire, pe de o parte, iar pe de altă parte pentru cursurile de limbi străine, la fel, vine, vede cum este la o lecție demonstrativă la engleză și își dă seama dacă este pentru el sau nu. Ulterior, va fi încadrat pe nivelul respectiv al copilului, în cadrul Logischool, de exemplu, pentru clasa a doua, copii cu nivel de clasa a doua, a treia, pentru cursurile de limbi străine la un nivel de PET, CHET sau depinde de fiecare copil, va fi încadrat ulterior și va merge pentru înregistrarea la curs pe nivelul său. Însă sunt esențiale aceste lecții demonstrative. Îi cunoaștem pe copii, ei ne cunosc pe noi. Această impresie pentru ei este un prim pas în relația cu noi. Și atât părintele află în cadrul acelei lecții demonstrative, pentru că se întâmplă în paralel, copilul participă cu trainerii la o lecție demonstrativă, un proiect în cadrul Logischool sau o lecție în cadrul Speak Up la cursurile de limbă engleză, de exemplu. Și în același interval de timp, cu părintele, noi susținem o serie de prezentări prin care află părintele toate detaliile. Ce înseamnă organizatoric vorbind, program, zile, costuri,
curiculă, traineri și toate detaliile despre noi, ne cunosc mult mai bine. În felul acesta au mai mare încredere să-l aducă pe copil, află despre curicula după care lucrăm, despre materialele după care lucrăm. Vă spuneam, examene Cambridge pe care le susținem în cadrul Speak Up School și materiale după care lucrăm, manualele efectiv. Deci le punem la dispoziție părinților toate detaliile să știe practic la ce se asumă pentru o perioadă de timp. Și în felul acesta, prin aceste prin aceste lecții demonstrative, copilul decide împreună cu părintele dacă este pentru fiecare dintre, dacă este potrivit. După aceste lecții demonstrative, așteptăm înscriere la curs, îi așteptăm cu mare drag, sunt bineveniți. În această perioadă se întâmplă totul, într-adevăr, septembrie ca orice început la oricine este un început în zona asta educațională și acum, într-adevăr, începe anul școlar, a început anul școlar. Săptămâna viitoare începem cursurile și în cadrul LogiSchool, iar în cadrul Speak Up am început deja. Facem înscrieri în continuare și... Pe parcursul, să spunem, anului școlar, educațional, da. Părinții au un feedback din partea trainerului, da. Cum se descurcă copilul, da. Sau care sunt abilitățile pe care, sigur, le observă trainerul? Hai să-ți povestesc. Te cum rog. Se întâmplă procesul. În primul rând, în cadrul lecției demonstrative, este încadrat în nivelul potrivit vârstei. După care îi cunoaștem pe copii mai îndeaproape. De exemplu, la o lecție LogiSchool ne dăm seama după 2-3 întâlniri că un copil este mult mai bun decât nivelul grupei. Ce facem? Îi oferim feedback părintelui, îi comunicăm faptul că este potrivit să meargă la un alt nivel, mai sus, la o altă grupă, cu copii de vârstă și de, nu neapărat de vârstă, cu copii de nivel apropiat. Și atunci îi oferim feedback părintelui ori de câte ori este necesar. Pe lângă acest feedback pe care îl oferim atunci când este cazul, pe parcursul întregului semestru, pentru că suntem foarte apropiați de părinți și într-o relație foarte strânsă între copil, trainer, părinte și noi, partea organizatorică, pe lângă această etapă de feedback care este permanent, să spunem, există și feedback-ul semestrial la final de modul, atât în cadrul Speak Up pentru cursurile de limbi străine, cât și în cadrul LogiSchool după ce se finalizează un modul. Sunt o serie de evaluări, sunt o serie de, nu neapărat evaluări, sunt, e mult spus evaluări, o sesiune de feedback pe care o oferim părintelui, feedback construit pe baza întregii activități a copilului din ultima perioadă, din un modul, să zicem. Adică începem acum cu copiii în septembrie, la final de februarie aproximativ încheiem un modul, să zicem, pe aproximativ pe structura anului școlar. În septembrie, în februarie era acea vacanță intersemestrială, exact. Și pe structura aceasta, după o etapă, îi oferim feedback părintelui pentru această bucățică de perioadă de timp în care s-a întâmplat pe fiecare săptămână câte ceva cu copilul. Și trainerul scrie și precizează elementele esențiale pe care la sfârșit le strângem într-un feedback profesional creat cu anumite criterii pe care îl oferim părintelui. În cadrul LogiSchool, de exemplu, se întâmplă și lecții de proiect, le numim noi, sunt o serie de, este o lecție în care copilul creează singur un proiect pe baza a tuturor informațiilor pe care și cunoștințelor pe care le-a acumulat într-un modul. Este un lucru extraordinar să creeze singur un proiect și îl invităm pe părinte, îi invităm pe părinți să le prezinte aceste proiecte. Ies în față, prezintă, au această oportunitate pe de o parte, iar pe de altă parte au și ocazia să le arate părinților care este încununarea cu succes a cunoștințelor dintr-un modul. La fel se întâmplă și la cursurile de limbi străine. Deci feedback-ul este oferit pe de o parte permanent, ocazional atunci când este cazul, și pe de altă parte la final de modul pentru ambele situații. Bun, e foarte important pentru, mai ales pentru copii, să înțeleagă ce înseamnă munca în echipă și bănuiesc că unul dintre principiile după care vă ghidați este fix integrarea individului într-o grupă, fie că vorbim de, nu știu, programare, robotică sau un cerc de limbi străine. Cum într-o perioadă în care și din cauza pandemiei copiii sunt ținuți practic
cât mai mult în casă. Cât de mult contează socializarea, faptul că el interacționează cu alți copii de vârsta lui care au, să spunem, aceleași abilități, aceleași inclinații, aceleași subiecte de discutat. În primul rând, preocupări. Da. Îți mulțumesc pentru întrebare, chiar este esențială pentru vremurile pe care le trăim acum. Este pandemie, este ciudat, vremurile sunt așa cum sunt, într-adevăr, ne ferim, avem grijă, păstrăm toate măsurile de precauție pe care autoritățile le-au impus, absolut toate. Suntem e la fel de sigur grijuri. La voi, așa cum este la fel de sigur ca la școală, cred da? Cred că este mai sigur decât la școală, dar nu e o altă discuție aici, noi spunem clar că este foarte safe din punctul acesta de vedere. Pe de o parte, recomand părinților să aducă părinții în mediul social, să-i da. Lase să iasă în mediul social. Recomand părinților să îi lase să meargă la activități, atât la școală cât și la activități. Oricât de speriați suntem și oricât de mult ne ferim, avem nevoie ca educația să meargă înainte. Avem nevoie ca ei să învețe și în aceste vremuri ciudate. Chiar dacă chiar sunt situații și sunt probleme de sănătate și ok, varianta online este cea mai safe, să zicem, no. în regulă. Însă este esențial pentru copii, mai ales pentru copiii mai mici, începând de la grădiniță, clasa a doua, a treia, a patra, da. Mai ales pentru ei, este esențială latura aceasta de socializare. Ei învață și se dezvoltă foarte mult prin abilități de viață, prin autonomie, prin activități în comun, prin socializare. Categoric mult mai mult decât o facem independent, acasă, singuri, cu familia sau și... Sau online, cu ochii online... într-un ecran, nu? Da. Fie că vorbim de un laptop sau de o tabletă. Nu suntem împotriva online-ului și noi recomandăm online. Avem cursuri online și recomandăm în cazuri extreme, în cazuri în care chiar nu se poate, recomandăm variantele online. Sunt copii mari, clasa 7-a, 8-a, care au atât de multe pregătiri încât nu mai au timp. Este minunat. În felul acesta optimizăm resursele, timpul și drumul și lucrăm de acasă, din online. Recomandăm situații dar extreme. Dar pentru cei mici? Dar pentru cei mici, categoric, dacă mă întrebați pe mine personal, recomand varianta fizică. În primul rând, socializarea, învățarea din grup, învățarea în felul acesta cu multă dinamică și cu multe activități așa non-formale, este diferită față de învățarea în fața unui calculator. Nu spun că nu se poate învăța. Este în regulă, se poate învăța, însă conectarea copilului la trainer și la colegii din sală este mult mai greu de realizat decât fizic, în contextul corect. În care sunt toți acolo. Am ajuns la finalul emisiunii. Da, vreau să te rog să le transmiți un mesaj părinților care încă mai caută pe internet activități extrașcolare, mai ales în perioada asta a începutului de an școlar, când toată lumea își dorește ca, mă rog, copilul să petreacă cât mai puțin timp pe jocuri video și să aibă alte activități care să-l ajute, repet, pentru a se pregăti nu doar pentru meserile viitorului, cât pentru viață în general. Ce mesaj le ai pentru părinți și dacă ne poți da site-urile pe care ei le pot accesa sau e suficient să taseze pe Google Logiscul Ploiești sau Speak Up Ploiești ca să ajungă la site-urile voastre? Este suficient și așa, dar o să vă dau și site-urile imediat. O să încep în primul rând cu recomandarea caldă să îi îndrume pe copii acolo unde simt părinții că au deschidere și să facă activități de plăcere pe un fond de energie pozitivă și de plăcere efectiv, să nu-i forțeze să facă ceea ce nu-și doresc. Concret, dacă vede că are deschidere către zona aceasta de IT, îi pot aduce la noi în cadrul LogiSchool. O lecție demonstrativă este cea mai relevantă pentru toată familia să afle dacă îi se potrivește copilului. Ceea ce creăm noi, încercăm noi să facem în cadrul LogiSchool și credem noi că ne și iese foarte bine, îi ajutăm pe copii să devină creatori de tehnologie, să nu fie doar consumatori de jocuri, de telefoane, pentru că aceasta este generația. Recunoaștem, suntem digitalizați, iar copiii noștri cu atât mai mult până în vârful degetelor. Deci este clar. Dar canalizată această nevoie a lor de tehnologie către un mediu care poate fi controlat și gestionat acest timp pe tehnologie
atât prin, cu ajutorul părinților, cât și cu ajutorul nostru, mie mi se pare esențială și în felul acesta îi ajutăm și pe ei să meargă mai departe, să se dezvolte pe această nevoie a lor, pentru că asta le place și viitorul acesta este, să recunoaștem. Corect. Este vizibil, mai ales în ultima perioadă a fost așa, de la sine înțeles că acesta este viitorul. Robotica și programarea sunt bazele cu care ei mai departe orice meserie vor avea bazele programării și vor avea bazele gândirii logice în primul rând și gândirii creative. Dacă fac așa, se întâmplă așa și este baza. Ulterior, ei vor decide mai departe dacă este pentru ei să devină programator sau nu, ei decid împreună cu familia. Dar ca să-și pună bazele, recomandăm să vină la noi, în primul rând să vadă o lecție demonstrativă, după care ei decid dacă merg mai departe. La fel recomand părinților activități deștepte care să-i ajute în viață în general. De exemplu, avem un curs de abilități de viață, exact așa se numește. Un curs de dezvoltare personală în care îi ajutăm pe copii să se cunoască pe ei, autocunoaștere, motivare, relaționare. Acestea sunt abilitățile de viață pe care orice copil ar fi ideal să le aibă. Idealul, mă rog, nu există, e greu, dar să-i ajutăm cât mai mult în zona aceasta. Dezvoltare emoțională. Iarăși, cu cât își cunosc mai mult emoțiile și află despre ei, reușesc în viață. Este esențial. Mai departe, ce mai învață și ce mai pun peste prin a-și gestiona emoțiile, cred eu că este foarte important. O limbă străină nu mai este un moft. Dacă nu știm limba engleză, deja e default limba engleză. Următoarea limbă, a doua limbă străină, deja este aproape obligatorie. Așa că despre ce vorbim? Trebuie să avem grijă să învețe copiii noștri și o limbă străină. Este, iarăși, mi se pare extrem de important. Însă, toate acestea, ideal ar fi să se întâmple pe un fond de plăcere, pozitiv. Copiii să nu fie forțați, exact, să facă exact niște activități, nu știu, pe care consideră părinții că sunt ok, exact, dar nu și copiii, nu? Nu și copilul, nu doar părintele trebuie să decidă, trebuie să decidă pe baza dorințelor și ale copilului. O eroare pe care, din păcate, o facem mulți dintre noi, vorbesc în numele părinților, să spunem așa. Nu ne-ar plăcea ca, da, nu exact, e cazul. Exact. Da, chiar nu e cazul. Vedem ce le place și lor copilor și pe baza acestei nevoi a lor mergem mai departe. Și în același timp recomand foarte multe activități libere și activități cumva să aibă părintele grijă să aibă timp și liber și timp liber copilul, pentru că pentru dezvoltarea lui și echilibrul lui emoțional și mental există nevoia de timp liber în care să aibă timp să se plictisească, să nu mai facă nimic, să nu mai fie totul pe ceas, disciplină și pregătiri, exact, sport, da, da, instrumente, da, și așa, da, mai departe. Sunt teme, da, lecții. Sunt multe. Apropo de sport, că mi-ai dat-o la fileu, să zic așa, foarte important și un sport. Recomand să facă copilul un sport. Combinația acestor trei elemente, o limbă străină, programare sau zona aceasta de digitalizare, să zic că nu trebuie neapărat să iasă programator, exact, digitalizarea, pe de altă parte, și un sport, după părerea mea, sunt esențiale primele trei opțiuni. După care vedem ce mai așezăm. Că are inclinații spre arte, că îl mai ducem la o chitară, la un pian, este minunat. Pe cât posibil să îmbinăm dorințele copilului, abilitățile copilului și cu posibilitățile părinților, în primul rând de financiare, în al doilea rând de timp. De timp. Pentru că, într-adevăr, este mult și este greu. Acestea sunt recomandările mele. Unde ne găsiți? Suntem în Parcul de la Vest, în clădirea de birouri, în clădirea Centrului Educațional, pentru că de fapt am dat numele clădirii, suntem Centru Educațional. Acolo suntem cu LogiSchool și Speak Up și mai nou în zona de nord a orașului, în cartier Albert, lângă MRS, lângă Best, Speak Up School și LogiSchool Ploiești. Site-urile noastre sunt www.speakupschool.ro și LogiSchool cu logischoolploiești.ro. Com, scuze. Da. Mulțumesc. Îți mulțumesc, Florentina, pentru emisiune. Sper ca cei care s-au uitat la noi să își reconsidere poziția față de educația non-formală a copiilor și să îi ducă acolo, mă rog, să le ofere posibilitatea de a face niște activități care li se potrivesc copiilor și nu ceea ce își doresc părinții. Da, pentru și că aici cred că este marea problemă pe care ar trebui să o gestionăm cu toți.
învați. Exact. Și n-au nimic de pierdut. Pot doar testa. Vin la noi, testează, este pentru ei bine. E o lecție gratuită. Atât. După care decid dacă este pentru ei sau nu. Îți mulțumesc. Și eu îți mulțumesc. Și doresc succes în aceeași măsură. Mulțumesc. Cu dumneavoastră mă revăd mâine de la ora 13 cu colegii Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae la o emisiune în care vom discuta despre criza gunoiului din Prahova, Ploiești și mai ales despre majorarea tarifelor la energie, pe care, din păcate, o resimțim cu toți. Până atunci, vă spun toate cele bune!